Un grup de 10 țări est-europene, printre care și România, a adresat o petiție Comisiei Europene privind renegocierea contractelor pentru vaccinurile împotriva coronavirusului, invocând o ofertă excesivă de doze și necesitatea de a proteja finanțele statului. Contractele ar trebui să poată fi reziliate dacă nu mai sunt necesare din punct de vedere sanitar și epidemiologic, se arată în scrisoarea comună trimisă de aceste state. În alte cazuri ar trebui să fie posibilă reducerea numărului de doze comandate, astfel încât acestea să reflecte mai bine cererea de vaccinuri. Scrisoarea a fost trimisă vineri seara și este adresată Comisarului Uniunii Europene pentru Sănătate, Stella Kyriakides. Polonia a condus inițiativa, iar scrisoarea a fost semnată și de Bulgaria, Croația, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, România, Slovacia și Slovenia. Țările care au semnat scrisoarea susțin că vaccinurile riscă să expire neutilizate, având în vedere problemele pe care le-au întâmpinat donațiile de vaccinuri, ceea ce reprezintă o risipă de resurse publice ce nu poate fi explicată în mod rezonabil publicului. Scrisoarea menționează de asemenea problema livrării vaccinurilor aproape de data de expirare, lucru menționat pentru prima dată de țările baltice, și solicită o prevedere privind o minimă marjă de valabilitate.